Și sunt foarte talentați. Fac cu mine pian și el canto, cântă muzică populară, ăsta micuț, da, face și vioară, da. Deci sunteți da, și un om cu foarte mulți copii. Foarte mulți copii, foarte mulți, asta da. Eu zic că asta încă mi-e un dar, am eu atâția copii și să mă bucure toți mă bucură din toate spre direcțiile. Spre finalul emisiunii saltă telefoanele, ceea ce este foarte bine. Bună seara, bine ați venit la Provocarea. Bună seara, bine v-am găsit. Cum vă numiți? Otilia Matra sunt. Bine ați venit, doamna Otilia. Vreau să felicit invitații dumneavoastră, cât și pe dumneavoastră, pentru frumoasa emisiune. Mulțumim frumos! Pe doamna Buzilă, că suntem aproape vecini, stau și eu în Dragoș Vodă. O felicit pentru Flavius, îl admir din tot sufletul meu. Iar domnul Rad mă cunoaște, am lucrat împreună în piață, dânsul șef, eu. Îl felicit pentru frumoasa voce care o are. Vă mulțumesc mult. Și să ne ajute Dumnezeu să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus împreună. O să facem, să știți, acum cât mai recent. Chiar avem acum pe data de 7 și 8 sunt invitat la o televiziune, bineînțeles, națională și când vin de acolo, uite, o facem emisiunea pe care am zis-o. Bine, domnul Rad. Mă mulțumesc mult de tot! Mulțumim de telefon! Eu vă sărut din tot sufletul și vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut în viață și în continuare să vă meargă tot așa. Și dacă iar tot... la domnișoara pentru frumoasele eu, Mihai. În continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Dacă tot ați intrat în Provocarea, mai sunteți pe fir? Da. Ok, dacă tot ați intrat în Provocarea, dați-mi voie să vă provoc și pe dumneavoastră să aveți un gând pentru adolescenții din generația pro, adică cei pe care îi vedeți sub ochii dumneavoastră cum cresc în fiecare zi. Chiar am și eu nepotuțe. Vedeți? De aproape 5 ani. Ce să le facem? Nu mai putem să-i coordonăm cum am fost noi. Am încercat și eu că o creștem noi, bătrânii. Într-un fel, sunt de acord cu ei, pentru că mă gândesc și eu când eram adolescentă, cum era. De, nu chiar în toate măsurile, dar ce să le facem? Căutăm să-i îndrumăm pe... Bună, într-adevăr, și eu mai spun că atunci când se adună contrastele, se creează echilibru și armonia, rămâneți veșnic alături de adolescenții dumneavoastră, pentru că ei vă reamintesc copilăria și adolescența dumneavoastră cu bunele și relele. Vă mulțumim că ați intrat mulțumesc în direct. Mulțumesc și eu pentru emisiunile frumoase și încă o dată invitațiilor le doresc multă sănătate. Vă mulțumim mult. O seară plăcută. Și pentru că revenim la copiii dumneavoastră, vorbeați de Flavius, da. Mai avem foarte puțin timp, cred că merită mult mai mult timp să-i acordăm, așa că mai spuneți cât mai multe despre copii. Așa, deci evoluția lui a fost foarte bună, au și ascultat, copiii mei au ascultat, copii foarte buni, ce să spun, așa am avut noroc cu el. Ați avut niciodată... N-am avut probleme, singura problemă a fost cu el când a venit în anul 2000, când deja se lansase, așa se lansase, zice, mamă, zice, eu ies din învățământ, că m-am săturat să vă mai tot cer vouă bani să-mi plătesc chiria, lucram cu așa, și te mai rog ceva, uite, vreau să-mi fac primul videoclip, că fără ăsta nu se poate să fiu promovat. Și mi-a cerut sprijinul. Sigur, mi-a cerut sprijinul financiar. Luasem salarul pe vară. Nici n-a zis, nici măc. Am renunțat să mă duc la... Aveam de mers undeva într-o tabără, zic, nu, eu îi dau copilului tabăra. Tot pentru asta. Eu am înțeles că, într-adevăr, fără o promovare, nu reușești să ajungi unde trebuie. Și era totul bine. Un gând pentru cei care se uită la emisiune, pentru că mai avem 2 minute, da, să-i acordăm și domnului, da, Maier ultima melodie. Ce le recomandați tinerilor din ziua de astăzi? De fapt, în fiecare zi, o zi, da, frumoasă. Da, sigur generația. Că da. Copiii să fie... Nu, ei sunt, să știți, cu minți și deștepți și mie îmi plac. Dar să fie foarte realiști, să nu fie așa de visători, să creadă că, într-adevăr, numai ei sunt cei mai buni de pe Terra. Să vadă realitatea mai în profunzime, că dacă o văd bine și să știe să așeze acolo unde li-e locul, fiecare după calitățile lui. Atunci vor fi mulțumiți în viață.
și da, nu o să se nască frustrări. Sigur. Și dumneavoastră, domnul Maier, un cuvânt de final, că eu, imediat vă promovez să cântați la provocarea. Da. Cum v-am spus, am un băiat, face șah, chiar acum a fost chiar în străinătate, șah de performanță face. În familia noastră sunt foarte mulți sportivi. Acum e foarte puțin scurt timpul, am nepoții fotbaliști, trei care au jucat chiar și la Rapid, la Gloria, Unirea Alba Iulia, Cluj, mai mulți, la atletism am. Așa, și un gând pentru tineri? Pentru tineri. Și eu le recomand la tineri, pentru adevăr că sunt mai liberi, cum am fost noi, le doresc succes și să asculte de profesori. Profesorii învață numai lucruri bune. Și un singur lucru, să fiu foarte scurt, părinții, cred că ne aud foarte mulți, nu pentru orice nimic atată, imediat, la televiziune, la presă, că profesorul respectiv învață numai bine. Probabil eu sunt un pic mai exigent. Să finalizăm că timpul tocmai a trecut. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Din păcate nu mai avem timpul fizic necesar să difuzăm cea de-a doua melodie, cu scuzele de rigoare. Nu face nimic. Vă provoc pe voi să rămâneți alături de noi în fiecare seară de marți la aceeași oră 20, pentru că merită să trăim ca adolescenții tot timpul. V-am pupat, o seară plăcută! Vă mulțumim! Societatea Comercială Gemir organizează o acțiune de implicare directă a bistrițenilor. Puteți să vă culegeți singur merele din exploatația pomicolă dintre Livezile și Dorolea. Soiurile pe care le puteți culege sunt Jonathan Golden Dublu Delicios. Prețul unui kilogram doar 70 de bani. Implică-te, culege ce-ți place, profită de această oportunitate. Înscrie-te la 0263 234 626. Acțiune organizată în parteneriat cu ASTV. Mirebon, dotări complete pentru examinarea pe calculator. Mirebon, școlarizare pentru toate categoriile. Mirebon, cel mai avantajos raport calitate-preț. Mirebon, laborator psihologic performant. Mirebon, profesionistul pregătește profesioniști. Detalii pe www.mirebon.ro. La Mirebon continuă sezonul reducerilor. Înscrieți-vă și beneficiați de reduceri de până la 20%, iar pentru elevi și studenți, reducerile cresc. Cel mai mic preț din județ, cel mai mic preț la mobilier. Eckert Impex, importator direct de mobilă poloneză. Eckert Impex, calea Moldovei 15D, ala galbenă. Eckert Impex, acum o gamă nouă de dormitoare, sufragerii, bucătării și tapiserii. Prețuri negociabile, calitate poloneză. Deschidere și consultanță de specialitate și mai ales amabilitate. Eckert Impex, mereu cu ceva nou, mereu surprinzător. Minutul prețios la Casa Bistrițeana. În vâlva vieții zbuciumate găsim răgaz doar pentru momente de relaxare, curate când și când. Cele mai proaspete preparate culinare, pizza și deserturi. Servire rapidă din vitrina caldă a meniului pe care îl doriți este rețeta succesului nostru. Punem preț din ce în ce mai mare pe serviciile rapide și produsele la pachet. Cu noi, angajatorii care își respectă salariații cu care lucrează, recompensează și cu o masă caldă și gustoasă. Bufet suedez și preparate calde savuroase și variate în diverse locații și pentru orice tip de evenimente. Casa Bistrițeana. La noi minutul prețios contează. Alege cu stil, alege din prima, alege Stil Exprima. La 10 ani de la deschidere, complexul Stil Exprima Bistrița vă întâmpină cu cele mai bune prețuri. Alegeți Stil Exprima la intersecția drumurilor Năsăudului cu drumul de centură.